Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Care am stat la FA 2013. Ultima oară am jucat un match aparent ușor cu Stoke City, am bătut cu 4-2, dar meciul la propriu nu a fost deloc ușor, ne-au condus cu 2-0 și per total echipa a jucat chiar foarte slab, dar din cauza unui singur jucător, cel nume Pablo Hernandez, am întors meciul și acum suntem pe 5 în Premier League. Vedem plutonul: Spurs, United, City, Liverpool, Swansea, Arsenal și Chelsea. Acestea sunt echipele care se bat pentru titlu. În rest nu mai contează Everton, Cardiff, City, Bolton, nu contează. Primele 7 deja s-au diferențiat de celelalte. Va fi o luptă grea, dar mă bucur foarte, foarte mult că Manchester United, Diavolii Roșii, marii noștri rivali, au pierdut cu Arsenal, cu Tunarii și acum sunt pe 2, nu mai sunt pe primul loc. În sfârșit, Manchester nu mai e pe primul loc. Însă astăzi nu jucăm în Premier League, jucăm un match în Champions League cu Valencia. Valencia, echipa de pe locul 1, 3 puncte și ei, 3 puncte și noi. Au bătut-o cu 2-1, noi tot cu 2-1. Și de asemenea și echipele sunt foarte egale. Va fi un match foarte, foarte greu, mai ales pentru faptul că jucăm la ei acasă. Dar în rest, echipele sunt foarte echilibrate. Și noi și ei avem jucători buni, dar și jucători slabi. De asemenea, Dyer va reveni la echipă. Grozav, grozav, va fi dat afară de pe bară. Am cea mai bună echipă posibilă, dar totuși jucătorii mei sunt foarte obosiți, pentru că joacă un meci la 3 zile și este un ritm infernal. Nu pot juca în halul ăsta. De aceea va fi un meci foarte greu, foarte extenuant și acesta, și mi-e frică ca nu cumva să se mai accidenteze jucători. Dăm play match, au jucători foarte buni Valencia, ăsta este Ruiz, dar au jucători precum Soldado, Banega, da, știam ceva cu Balega. De la Lazio a venit Banega, foarte bun, Soldado, Remy, Guardado, Diego Alves, un portar bun, dar care face gafe uneori, Joao Pereira este la fel de bun ca Santon, va fi greu pentru Rauleg pe partea asta. De asemenea, Mathieu este și un personaj de mizerabil, Mathieu. Lol. În fine, jucătorii lor slabi sunt Fegoli, Costa și puțin de tot Mathieu. Dar în rest au și jucători foarte buni. Soldado și Remy sunt un cuplu de atac mai bun decât Graham și Rauleg, dar nu mai bun decât Dyer și Pablo Hernandez. De-abia aștept meciul, va fi un meci foarte interesant. Jucăm la Valencia acasă, pe Legendary, foarte, foarte greu. Stadionul, ca de obicei, va fi plin. Rauleg dă o pasă de încălzire către un om imaginar. Cred că are ceva schizofrenie, dă pase cu oamenii ăștia. Îi consideră prietenii săi, probabil. Nu știu ce se întâmplă. Ok, meciul începe. Echipa noastră are lovitura de star. Graham către Rauleg. Va fi un meci foarte important pentru că dacă batem, putem avea șanse mari de calificare, deja, mai departe în 16. De Guzman trece bine, De Guzman către Dyer. Dyer îl caută pe De Guzman, dar e out. Am început bine, wow, acela este Taur, se pare, cum s-a aruncat în halul ăla. Începem un atac, un prim out. Dyer către De Guzman, preoare bună, De Guzman are spațiu, De Guzman către Pablo. Pablo către Rauleg, Rauleg trece foarte bine, Rauleg! Shoot de pe loc, greu, dar avem corner, primul corner al partidei. Va bate Rauleg către Manga, Chico, Graham sau Huddleston. Sau Graham degeaba stă acolo, oricum nu dă bine. Dar Chico, pe Chico-l caut. Centrează bine Chico acolo, Chico! Wow, nu a reușit nici el. Remy și-a zis de contra-atac, să am grijă. De Guzman vine după Remy să-l violeze. Remy către Soldado, Soldado către Remy, încă o dată scapă acolo, Fegoli. Foarte bună intervenția lui Taylor. Acum Pablo Hernandez este liber, partea dreaptă. Rauleg, însă pase grea, erau pase foarte grea printre a lui Pablo. Nu a reușit. Acum Balega, Balega către Remy. Rauleg către Graham. Graham are spațiu, dar nu prea are skill, se pare. Un om cu Rami. Graham trece foarte bine. Graham intră greu. Graham, fake shot. Graham! Bă, dacă trăgeai și bine, atunci chiar erai și tu bun de atacant. Dar nu, ai făcut câteva fente norocoase și un shoot cam dezastros, ca de obicei. Puteam profita de pasa aceea greșită, dar n-am reușit. Oricum nu-i nimic. Am început bine, am început un atac. Cei de la Valencia se mulțumesc cu contraatacul. Greșeala lui Santon într-o zonă periculoasă. Santor recuperează foarte bine și dă către Dyer și de contraatac acum. Dyer către
Graham, Graham, dă către Pablo Hernandez, Pablo, Pablo, pa, dă-i, dă-i cu ăla, nu, nu e offside, nu e offside! Era offside, am văzut că a ridicat ăla, de asta am și tras. Am făcut o mare greșeală, greșeală de prost, chiar sunt prost la faza asta. Puteam continua cu Pablo, dar am apăsat W dinainte să dau seama că va câștiga la cap. Mare greșeală, puteam deschide scorul, dar n-a reușit, nu-i nimic. Minutul 16, continuare 0-0, Balega, Balega către Costa. Costa e în centru către Fegouli, Fegouli către Remy. Remy, un la unul cu Mangă, ce bine blochează Mangă. Și Hudson către Rawledge, Rawledge acum și de contraatac, Rawledge către Graham, Graham înapoi către Rawledge, urcă Rawledge foarte bine. E Graham acolo în centru, primește, dă-i cu Graham, dă-i pătr, Rawledge, ieși dracu afară, bravo, bravo, penalti, penalti, wow, the arbitru, dacă nu dai penalti, dacă te-au plătit, spune. Doamne, trei penalti, dar 5 faze. Acum Huddleston, Huddleston către Dyer, Dyer, wow, ce ocazie. Încă o ocazie, dar faza trecută a fost foarte ciudată. A apăsat W de 5 ori, însă Rawledge se pare că nu a dat pasă către Graham, pentru că l-a considerat prea slab. Remy acum către Soldado, iese de Hayley, poartă puțin, Soldado, cursă bună, vine Santon, genialul și frumosul Santon. Rawledge, Rawledge către Pablo Hernandez. Pablo urcă bine, 1 la 1 cu Costa, Pablo. Pablo trece bine, Pablo către Rawledge. Wow, ce pase bună dai Pablo. Soldado primește mingea, vine Mangă pe el, Mangă omoară, îl violează, tai gâtul, fă ce vrei. Centrează bine, Chico intervine de Hea, bravo. Se joacă pe Conte, se joacă frumos, este un meci foarte interesant. De Guzman acum, contra-atac. Graham, Graham are spațiu, Graham, dar n-are skill și e prea prost pentru secolul ăsta. Dar dă cu Dyer acum, Dyer, Dyer, ce trecere, Dyer, Dyer, către Graham, Graham, what, ieși dracu afară, ieși dracu afară, tu morți. Doamne, cât de prost să fii, mă, Graham, dacă îți lipsesc neuronii ca să dai gol, te rog spune că te dau dracu la bihor, încă o ratare marca Graham, ce surpriză, parcă ar fi vreo surpriză că ratează Graham. Nu pot să cred, Guardado trece acolo de Chico, Guardado, de Santon, Guardado, foarte frumos, Guardado, însă Mangă respinge bine. Costa, dar până la Costa, Costa, șut, Costa! Încă ocazie Valencia. Dacă Graham ar fi fost și el sănătos, poate era deja 1-0, dar din păcate Graham nu este. Acum câștigă la cap foarte bine, dar nu și Dyer pentru că e prea pitic, dar nu e nimic, e pitic și e bun. Mai bine să fii pitic și bun decât ca Graham, pro și mare. Soldado către Remy, Remy, 1-1 cu De Gea, Remy are o trecere extraordinară și dă pe lângă. Am scăpat și de faza asta. Meciul ăsta e foarte spectaculos, foarte multe ocazii. Nu, 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 nu. Futu-s Dumnezei mătii, de tasta mătii. Încă ocazie. Doamne, cât de prost am fost, am apăsat iarăși. Filmez la două noaptea episodul ăsta, din cauza asta nu prea gândesc logic. Huddleston către Pablo Hernandez. Cel bun jucător, sau nu, Pablo. Către Rawledge, Rawledge primește mingea foarte bine. Rawledge se întoarce de dor cam nesănătos. Către Pablo din nou, Pablo. Se întoarce, Pablo nu avea ce să facă acolo, era în circuit. Pablo intervine foarte bine și recuperează, Pablo către De Guzman, De Guzman, De Guzman, frumos, foarte frumos, Graham, De Guzman, gol! Graham, De Guzman, dar Graham a făcut o învăluire foarte bună, vedem, i-a blocat pe acolo să nu vină la De Guzman și de asta am înscris. Vedem încă toată faza, De Guzman a fost, De Guzman, bă, dar îi încur mereu. Graham a fost ca un fel de Müller în Barcelona, Bayern München, i-a blocat pe cei doi fundași, vedem aici, o dată, prima oară aici, la ăsta, pe unul l-a blocat și pe ăla, măcar asta să facă dacă nu e bun atac, și De Guzman a deschis scorul cu un șut superb în vinclu, frumos, De Guzman, bravo, dar Graham a fost genial faza asta, în sfârșit o fază bună, vedem, l-a blocat prima oară pe ăla, i-a tras un pumn de draci, l-a luat, vedem, ăla a pierdut, și-a pierdut echilibrul de la pumnul ăla, după care vine ăla și spune, tu nu pleci nicăieri, this is Sparta. Se bea curul în el pentru a fi violat, dar foarte bine face Graham, pentru că l-a blocat și De Guzman a deschis scorul. 1-0 după 41, am început foarte bine meciul, am atacat foarte mult, e un meci pe Conte și acest gol este foarte important. Guardado, Guardado către Remy, Remy din nou către Guardado, cred, nu, se întoarce foarte bine, Remy are spațiu, apără De Gea. Ca și în meciul cu Juventus, De Gea este esențial, dar arbitru, dând o tumoare foarte mare, dă fault, o zonă foarte periculoasă. Costa, apără, bară, bară, no! Offside, offside, dar arbitru, dă offside, dă-te dracu. Ia, dacă ești dracu afară, băi, ăsta Rami, tu l-o mor pe De Gea, ce dracu ai, mă? Un gol foarte norocos și doar pentru că arbitru nu era sănătos. Incredibil, ăla n-a fost fault acolo și pe urmă cred că a fost offside.
Nu, n-a fost offside, dar n-a fost lovitură liberă. A avut foarte mare noroc, pentru că arbitru e cam prost. Ia că îi dau minge în cap. Îi dau minge în cap la arbitru. Vino cu, vino cu. Te dracu, dar arbitru măti. Ah, dacă îl nimeream. Dacă îl nimeream. Se încheie prima repriză. 1-1. Scorul normal e 1-1. Mie mi-ar fi plăcut să mergem la vestiar cu 1-0. Păcat. Păcat de această ultimă fază. De asemenea, Stuttgart 1-1 cu Juventus. Este un scor bun. Un egal între cele două echipe mă avantajează pe mine, dar și pe Valencia. Însă e timpul să dau câțiva jucători obosiți afară. Primul este Ravlec, care simt că nu mai poate. Va intra Lynch în locul său. Poate va pleca și de Guzman sau și Graham. Dar până atunci mai joc cu ei. Până în 70-80 așa. Singura schimbare, intră Hitler în locul lui Ravlec. Remy către Costa. Costa către Remy din nou, combină foarte frumos între doi oameni. Remy, ce fentă frumoasă! Guardado către Costa! Fuck my life! Bravo! Nu, nu, decât bravo! Atât pot spune. Foarte frumoasă fața Valenciei. Apărarea mea a rămas mască. Așa este pe Legendary. Joacă și acasă. Legendary acasă joacă mai bine. O fază excepțională, frumoasă. Bravo Valencia, 2-1. Un gol meritat după fază frumoasă. Dar sper să ne venim și să vă batem. De Guzman. De Guzman către Santon. Bravo De Guzman. Ești dracu afară, tu-s Dumnezei, mă. Nu sunt nervos, doar că De Guzman e prea prost pentru secolul ăsta. Ești afară. Va intra Eschi în locul său. Păpușa Chucky. Wow, cât de înalt e Chucky. Chucky, deja o intervenție foarte bună. Bravo Chucky. Chucky către Graham. Graham, în... băi Graham, ieși tu dracu afară. De ce ți-vă dracu, dacă n-aveți chef să jucați, ieși afară. Va intra Paloschi cu Graham. Deci n-am cu cine, deja sunt prea proști Graham și Rowlet și... foarte bine recupează Graham. Dyer, Dyer la spațiu, Dyer, 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 trece foarte bine. Dyer, Dyer, în careu, către Graham, Graham, Graham. Ah, tu-s Dumnezei, mă, Dyer te dau afară Graham. Iată, ce tare greșită. Câștigă linciul, măti, câștigă la cap, măi Hitler. Dacă câștiga la cap era deja, ieși afară, mă, împuțitule, împuțit. Se uită după Mike în tribune, ridică mâna, spune, mami, nu mă bate azi, am greșit, știu, dar îmi pare rău. Lynch va centra, centrează către Paloschi, Paloschi câștigă, dar foarte aproape de bară, păcat. Paloschi are 19 ani sau 18, dar la față pare foarte bătrân, mai bătrân decât chiar și Graham. Oricum Graham are față de pedofil, așa că nu contează. Și acum Pablo Hernández, facea bun jucător, ce alun, Pablo. Este violat de Remy, dar nu se dă faul pentru că violul este permis pe teren, din păcate. Arbitru a decis asta. Acum Fegouli, pase foarte frumos între Banega. Ce intervenție de Hea. Putea prinde, dar nu a avut. Intră Jonas Brothers și este Soldado. Trei schimbări, au intrat trei oameni și este unul. Nu e corect asta. Ratează asta. Și încă un corner, incredibil. Ce presiune pun Valencia. V-am spus, este un meci foarte greu ăsta. Acolo, încă un corner. Incredibil. Ne apărăm ca la Termopile. Încă o centrare. Foarte greșeală mare. Foarte greșeală mare, what the fuck. Acum, de contraatac. Lynch, primește mingea. Lynch, ce trecere frumoasă. Lynch, are spațiu. Du-te, Lynch, du-te. Lynch, cursă foarte bună. Pleacă dracu Paloschi pe partea aia. Lynch, Lynch. Lynch, intrează față porții. Eschi, gol, 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 Eschi! Contraatac letal! Lynch, omul suprem la faza asta! Ce fază genială! Centrează față porții, iar păpușa Chucky dacă rata, era deja tăiat și băgat într-un container către Siberia, dar am scris cu mult noroc și este 2-2. Putem să înscriem golul victoriei. Așa pe contraatac merge, merge un gol, știu că putem. Eschi, Eschi, 1-1 cu Ruiz, Eschi, Eschi către... băi, Eschi, ești dracu afară! Ce ratare. Și de contraatac Matiu din Mizerabili, care moare în partea a doua. Banega, Banega către Matiu din nou. Matiu mori în partea a doua din Mizerabili. N-ai ce căuta pe teren. Matiu din nou. Matiu are spațiu, dar se întoarce foarte bine. Bravo Matiu. De asta îmi place de tine. Matiu din nou către Guardado. Vine Chico pe el. Cam ratat Chico. Centrează lung, foarte bine. Foarte bună centrarea. Acum Banega către Banega. Banega către Banega. În fine. Banega din nou. Pun presiune foarte mare. Remy centrează. Șutează sau ce dracu face? Dă-l dracu, nu contează. Pablo Hernández, acest contraatac, Pablo, Pablo, dă-i cu cineva, dă-i cu cineva, Pablo, că ești foarte obosit. Taylor acum urcă foarte bine acolo, Taylor, urcă și Lynch, eroul până acum.
Însă Taylor se toace bine și dă către Paloschi. Paloschi liber acolo. Eschi, Chucky, Chucky către Dyer. Dyer primește mingea careu. Dyer se întoarce bine. Dyer are spațiu. Dyer apără portarul acela idiot. Ce corner? Nu e corner pentru că arbitru nu e tumoristic. E foarte tumoristic. Ceas de contraatac. Parejo. Parejo către Jonas Brothers. Jonas Brothers către Guardado. Guardado către Jonas Brothers. Cred că este Nick ăsta. Sau nu știu numele la Jonas Brothers. Dar în fine. Avem out. Încă putem înscrie încă un gol. Putem, putem, vă spun eu asta, putem. Minutul 78. Nu mai e mult timp rămas. Pase către Pablo Hernandez. Ce intervenție are, ce picior solid. Acum Lynch, Lynch către Paloschi. Paloschi dacă dădea cu acolo. Wow, ce călcâi frumos. Dacă dădea cu Dyer pe partea dreaptă era deja 3-2 poate. Intervenție foarte bună. Dă-i repede. Pase cu Eschi. Controlăm bine mingea, însă de Paloschi e măsa. Din păcate, da. Ca și ultima oară, Paloschi este măsa și nu poate face nimic. Piatti, Piatti va fi echipa care dă primul gol câștigă. Și simt că va fi un gol dat. Simt că va fi un gol. Ei sau noi? Oare cine? Piatti! Pe lângă poartă! Bravo! Cine? Bravo minge că te-ai dus pe lângă. Santon. E Dyer acolo liber. Foarte multe atacanți. Urcă Eschi. Eschi către Dyer. Dyer. Cine dă gol ăsta? Îi cresc salariu. Dyer ești dracu afară. Futu-și țiganul miuriti cu mătii. Guardado centrează către De Gea care prinde. Bravo. Dă-i repede, dă-i repede De Gea. 3 de prelungire. Wow, tot ei câștigă la cap, mă, ieșiți dracu afară. Scapă Piatti pe lângă poartă. Sper să nu fluiere tumoristicul. Arbitru nu fluiera. Câștigă Paloschi, foarte bine. Lynch, are spațiu. Lynch către Paloschi, urcă bă, că te urpă măta. Bravo Lynch. Lynch, ce meci face? Ah, dacă nu dea pas în spate, poate reveneam. Nu, s-a încheiat meciul. 2-2, un meci foarte interesant în Champions League. Am condus și noi, au condus și ei. Acum De Gea îi dă blowjob lui Dyer. Dar să trecem peste asta. A fost un meci greu. Un meci pe care l-am luptat de la început până la sfârșit. Bravo echipă. Un punct cu Valencia la ei acasă. Este un rezultat mare. La noi cel mai bun om a fost De Gea. A apărat foarte mult. De asemenea, Halinci un 7.8. Al doilea cel mai bun jucător. Cu siguranță, Halinci în acest meci i-a crescut cota de 10 ori la cum a jucat. A fost incredibil. Ce cursă, ce contraatac, ce viteză, ce faze a făcut Halinci. Dar din păcate, Paloschi sau Graham nu i-au oferit susținere. Pentru că Graham este handicapat la propriu. Nu are mâini, are picioare, nu are nimic. Iar Paloschi este măsa. Ca și ultima oară. Dacă întrebați cum Paloschi este măsa, e bine, nu am destul timp să explic asta acum. Voi da advance. Juventus egal cu Stuttgart, un rezultat foarte bun. Mă bucur că Juventus n-au câștigat. De asemenea, vreau să vă aduc tuturor noi dezvăluiri în războiul preotul versus statului Vorm. Acum este un război rece la nivel internațional. America și Rusia au trecut de partea preotului, însă Germania, India, China, Japonia au trecut de partea tatălui lui Vorm și de asemenea cel mai important, acolo sunt preoți foarte buni la Vatican. Vaticanul încearcă să oprească conflictul. Papa de la Roma a ținut chiar de curând un discurs despre faptul că tatălui Vorm nu ar trebui să-și răzbune fiul pentru că era foarte prost, dar tatălui Vorm i-a spus papei că poate să-i mănânce cârnatul la orice oră. Atunci papa, neînțelegând gluma, a întrebat dacă are de vânzare cârnați, iar tatălui Vorm și-a scos în public penisul de 50 cm, iar acum, din păcate, maică-sa lui Graham s-a uitat la televizor, a văzut acea scenă și acum îl caută prin toată lumea. Preotul, v-am spus, este în beci, se pregătește, se aud foarte multe zgomote satanice, pisici lătrând, câini mieunând, capre care latră și de asemenea cel mai satanic zgomot posibil, elefanți care fac precum niște șoareci. Îmi e frică să văd ce e acolo și noaptea se lasă o lumină ciudată, o lumină cum n-am văzut în viața mea și începe un ritual satanic acolo, iar unii idioți care sunt exorcizați zilnic lângă beci, precum Cristi, spun că au văzut seara că preotul aduce virgini acolo și le sacrifică. Nu știu dacă e adevărat. Sper să nu fie, pentru că ar fi fost normal să mă anunțe și pe mine. Pentru ca să-l ajut, nu vă gândiți la altceva. Da, și cam asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut,
Vă rog frumos, nu uitați să dați like și subscribe, mă ajută mai mult decât credeți. Iar până data viitoare, vă urez tuturor o zi bună!